găsit. Expediția cu papucii prin deșert a ajuns la final. Ne-am întors cu toții, bine, pe feri. Nu au lipsit peripețiile. Veți urmări ce s-a întâmplat între București și Dakar de-a lungul a 4 episoade. Pentru că urma să conviețuim o lună de zile, ne-am întâlnit timp de un an pentru a ne cunoaște mai bine. Atât de bine încât am uitat de ce ne mai întâlneam. Da. Și una mare și una mică. Pe un bal de ăsta, bă, bem până în Africa, bă, s-ați nebunit. Bine de matache, să luați pe ultima. Pe fugă, înainte de plecare, luăm o ultima masă românească, cu bucate ca la mama și de la mama de acasă. Chiar și după un an de pregătiri, ultimele lucruri au fost puse la punct în noaptea de dinaintea plecării și în ziua cea mare. Am plecat într-un septembrie ploios, o vreme de care ne vom aminti fără nostalgie la cele 55 de grade din deșert. Până în Maroc vom fi 12 oameni în 6 mașini, 3 Daci Babuc, un Aro și 2 mașini adevărate, 4x4, care ne vor scoate la liman de multe ori. La fiecare ediție, startul l-a dat o putere constituțională, președintele sau primul ministru. Anul acesta am plecat de la Palatul Victoria. Unii primesc diplome în urma weekendului de pregătire de la Dragoslavele. Alții dau interviuri. Cu cine pleci? Alții se fotografiază cu primul ministru. Clipe de neuitat. A șasea ediție este una specială. Startul raidului îl dă însuși președintele Organizației Internaționale a Francofoniei, domnul Abdou Diouf. Are și un motiv special. Era președintele Senegalului în timpul primului raid din 1999, când papucii au făcut furori în Africa. Toate țările pe care le veți traversa, doar două nu sunt membre al organizației noastre. Și Spania și Italia. Văd un discurs. Doamnele or să conducă sau nu? Premierul nu rezistă tentației de a vedea de aproape miraculoșii noștri papuci și de a ne aprecia curajul. Ne face o confidență. A fost invitat să participe la primul raid și crede că încă nu e târziu să accepte invitația. E timpul să plecăm. Soțiile veteranilor flutură batistele, presa lăcrimează, iar sepepiștii oftează ușurați. Drumul până la Timișoara este unul din cele mai grele tronsoane ale parcursului nostru pe asfalt. La Timișoara ne așteaptă la 11 noaptea nu numai presa, într-un gest de o fermecătoare bunăvoință, ci și veteranii, mai exact veteranele, care au participat la edițiile anterioare ale raidului. Este luni, 25 septembrie, a doua zi a raidului. Am avut o mică problemă, acolo este Timișoara, aici este vama de la Cenad, una din mașini s-a răsturnat, circulația infernală din România, dar spiritul pozitiv al raidului a învins.
schimbăm aici. Am eu silicone. Asta este frâna dumneavoastră, nu? Mașina este repede pusă pe picioare, iar poliția română își face rapid datoria și ne lasă libertatea de a părăsi țara. Unii dintre noi chiar se duc. Vom alerga prin Europa cu sufletul la gură, tot timpul obsedați să recuperăm întârzierile provocate de defecțiunile tehnice. Așa că nu ne întrebați cum arată Europa văzută din papuc. Este un culoar cu 6 benzi, presărat cu benzinării și refugii. Vom parcurge 10.000 de kilometri prin Ungaria, Austria, Italia, Franța, Spania, Maroc, Sahara Occidentală, Mauritania și Senegal. Prima masă în străinătate va fi în mijlocul pustei maghiare. Bidoanele transformate în boxe ne aduc aminte de casă. Iar fasolea din conserve trezește false nostalgii. Ultima noapte dormită cum se cade în Europa, întâia noapte la cort. Dimineața ne pune în fața unei experiențe noi. Corturile care se desfac în 2 secunde nu vor să se închidă la fel de repede. Primele surprize tehnice le avem deja în Europa. Apa fierbe sub capote, deși drumul este drept, iar temperaturile suportabile. Ce va fi în Africa? Dar poate că apa a fiert pentru că temperatura raidului a crescut deja. Suntem undeva la pe lângă Genova, încercăm să găsim un feribot. Că mergem doar cu 90 de km la oră și în ritmul ăsta nu reușim să facem tot traseul lucrul propus. Trebuie să mai avem vreo 2 zile la dispoziție. Mașină. Dacă timpul se curte la camping și nu putem plăti, nici nu putem pleca de vreme. Haide, băi, haide, mă, tata, că e târziu, deja e mâine. Franceză, Stef, ca să înțeleg. A 6-a ediție a raidului are un caracter franco-român mai pronunțat.
Astfel, franceza devine a doua limbă oficială. Ne așternem la drum. Vrem să sărim episodul spaniol plecând spre Maroc cu feribotul din Set de pe coasta de Azuri. Am câștigat astfel timp și am scutit mașinile de un efort care le-ar putea fi fatal. A fiert apa, s-a rupt elicea de la radiator, suntem în apropiere de Aix-en-Provence, mai avem 150 de km până la Set. Trebuie să prindem feribotul de ora 7, suntem contra cronometru. Băi, băi, alo, alo, hai cu ședința încoa, haideți un pic! S-a rupt din cauza materialelor proaste cu care sunt făcute aceste elicii de radiator. Hai la feribot, la feribot! Mai mergem 20 de kilometri și ne ajunge din urmă din nou o veste proastă. Deși nu avem toți cunoștințe aprofundate de mecanică, bănuim dezastru. De data asta s-a ars garnitura de chiulasă la mașina de Brașov. Ca să ajungem totuși la feribot, singura soluție ar fi ca mașina să fie transportată pe o platformă până în port. Iar ei sunt la ultimul peiaj. Trebuie să plecăm într-o oră. Să sperăm. Convoiul s-a spart. Suntem trei părți ale întregului care se întreabă când și cum se vor reuni. Deci, problema este că la 5:30 pleacă Vama și am spus lui Stefan să le invit acolo undeva la un restaurant și ne așteptăm până la 6:30. Eu nu știu. În România merge, în Franța nu știu dacă merge. Încercăm. Îmi sună înapoi. Și alt problemă, nu suntem siguri că putem să mergem în vapor cu mașina Varza. Dă-ți-vă așa că poți să sară. Aceeași problemă pe care avem și noi. Pe bune, li s-a ars garnitura? S-a ars garnitura de culasă. Li s-a ars garnitura de culasă? S-a ars garnitura de culasă. E ceva în atmosferă. Cred că e ceva în atmosferă. Îi părăsim pe italieni pentru a-i căuta pe ai noștri. După ce s-a rupt elicea, era apa tot sus. Și până la urmă a început să bolborosească. Asta e, materiale românești. Luăm decizia să mergem toată noaptea și ziua următoare pentru a ajunge la timp în port. Avem de străbătut sudul Franței și Spania. Va fi cea mai lungă și disperată etapă pe asfalt. Ne schimbăm din mers și bem Amia cafea. Soarele vine ca o binecuvântare și salutăm dimineața andaluză. Dimineața.
dimineață scăpăm din iadul autostrăzilor. Ne oprim, în fine, acolo unde drumul se înneacă în Oceanul Atlantic, la Tarifa. Poziția sa geografică a făcut ca armatele feniciene, cartagineze, romane și mai apoi creștine și musulmane să-și o dispute. Mai târziu a fost rândul francezilor, al britanicilor și, în fine, al spaniolilor. Deși invadată de turiști, cetatea și-a păstrat aerul fermecător al secolelor trecute. Am ajuns la ceasul la care bătrânii își făceau plimbarea de dimineață, înainte de toropeala amiezii. Orașul vechi al Tarifei are aerul Medinei din Rabat, construită de maurii alungați de spanioli în secolul al XVII-lea. În anul 710, berberul Tarif Ben Maluc debarca în fruntea puternicei sale armate chiar aici, în locul care mai târziu îi va purta numele. Tarifa a fost poarta prin care pătrundeau noi stăpâni ai Al-Andalus, țara vandalilor, în limba arabă. Cel care va închina islamului această cucerire va fi tovarășul de arme al lui Tarif, Tariq Ben Zayad. Arabii vor îmbogăți Europa cu matematica, astronomia, poezia și filozofia lor. După plecarea lor, cultura europeană nu va mai fi aceeași. Creștinii și musulmanii se vor lupta 500 de ani pentru această cetate, până când, în 1291, Sancho al IV-lea, după un asediu de 6 luni, o recucerește definitiv. Cetatea nu a avut însă liniște. Poziția sa extraordinară i-a adus noroc și nenoroc. Gibraltarul este ocupat de englezi în secolul al XVIII-lea, iar Tarifa, fortificată, va rezista un secol mai târziu armatei neînfrânte a lui Napoleon. Feribotul va înghiți papucii cu fălcile sale uriașe și îi va lepăda, după numai o jumătate de oră, în Tanger, poarta cea mare a Africii. Tarifa este cel mai sudic punct al Europei Occidentale și locul unde strâmtoarea Gibraltarului este cea mai îngustă. Din Tarifa, orașul cu un obraz spre Atlantic și celălalt spre Mediterana, se ajunge în cel mai scurt timp în Africa. În urmă cu 200 de ani, peste aceste ape nu erau stăpâni puternicii zilei, englezii sau francezii, ci corsarii care plecau în incursiunile lor din puternica cetate a Rabatului. 700 de kilometri, făcuți în 35 de ore, am ajuns pe feribot la Tarifa. După jumătate de oră, ajungem în Africa, la Tanger. Poftă până acolo. Vame și marocani ne fac să înțelegem brusc că am ajuns în Africa, unde totul este negociabil. O intervenție telefonică a ambasadei României ne face să depășim acest impas și luăm drumul Rabatului. Mașina care a păzit până acum papucii, Aro, este desfăcută în bucăți la Rabat. Paradoxal, în acest raid, oamenii sunt mai rezistenți decât mașinile. Dar există și o parte bună în aceste mici catastrofe.
avem ocazia să vedem Rabatul pe îndelete, într-o zi și jumătate. Ritmul raidului nu ne va mai permite de acum încolo un astfel de lux. Deși Africa este atât de aproape geografic de ceea ce numim greșit bătrânul continent, totul s-a schimbat. Aerul, soarele, mirosurile, căutătura localnicilor, totul este altfel. Capitala Marocului trăiește în umbra celorlalte foste capitale regale, Marrakech, Fez și Meknes, mai fastuoase. Întemeiat în urmă cu 900 de ani, la început o simplă mănăstire fortificată, în arabă Ribat, Rabatul a devenit apoi punctul de plecare pentru cucerirea musulmană a Spaniei. Anul 1147 a fost începutul unei ere unice în istorie, când nordul Africii și Andaluzia se vor afla sub o singură stăpânire, cea almohadă. Ne aflăm în inima Marocului. Aici, în secolul al XII-lea, a fost ridicată cea mai mare moschee a vremii din întreaga lume musulmană. Peste 25.000 de oameni puteau veni aici pentru a se ruga. Acum nu a mai rămas decât turnul lui Hasan, la jumătate din înălțimea inițială. Moezinul urca odinioară călare până în vârf pentru a chema credincioșii la rugăciune. Minaretul moscheii are cele patru fețe diferit decorate și este o capodoperă a artei marocane. Numărul de coloane care ar fi trebuit să susțină uriașa cupolă, 354, era dat de numărul zilelor din calendarul lunar, care stă la baza calendarului islamic. Lucrările au fost întrerupte la moartea lui Mansur, iar un cutremur care a distrus Lisabona în 1755 a distrus și moscheea. În cealaltă parte a sitului se află o altă capodoperă a arhitecturii marocane, mausoleul regelui Mohamed al V-lea, cel care i-a adus Marocului independența în 1956. Rabatul a început să decadă după ce dinastia Almoravidă a mutat capitala la Fez, în 1253. În secolul XVII însă, orașul se trezește la viață odată cu sosirea refugiaților musulmani și a evreilor din Spania. Comercianții andaluzi au trezit orașul din letargie și au dat naștere unui comerț înfloritor. Fiecare oraș musulman are o medina, adică orașul vechi în jurul căruia s-a dezvoltat. Timp de secole, Maghrebul, adică nordul Africii și Europa, au fost două lumi apropiate geografic, care însă nu comunicau deloc. Medina și-a păstrat până astăzi piețele tradiționale, sucurile. Acest oraș în miniatură este un oraș al negustorilor și meșteșugarilor.
deși au început să pătrundă și aici mărfurile produse în China, forfota de odinioară s-a păstrat. Încep lucrul în fiecare dimineață la 8, spune Iusuf, și muncesc până seara la 10, zi de zi, chiar și vineri, chiar și acum, în Ramadan. Asta este, am nevoie de bani ca să mănânc. Meseria am învățat-o de la tatăl meu, cu care și lucrez aici. Îngrămădite fermecători pe un kilometru pătrat, pe aceste străduțe poți cumpăra toate cele necesare traiului, cu excepția automobilelor. Renumite sunt delicatesele, covoarele și produsele de marochinărie, meșteșug al cărui nume a fost dat chiar de Maroc. Breslele născute în Evul Mediu au dispărut încet încet. Meseriile transmise odinioară din tată în fiu mai trăiesc astăzi grație celor peste 200 de cooperative de producție răspândite de-a lungul și de-a latul Marocului. Încheiem ziua în locul preferat de promenadă al locuitorilor Rabatului. Kasbah, cetate în arabă, este una din primele construcții din oraș, ridicată în secolul al XII-lea. În urmă cu două secole, Udaia, un apric trib de jefuitori din Sahara, s-a ridicat împotriva sultanului Abderrahman, pentru că acesta le-a arestat conducătorul. Revolta a fost înăbușită în sânge, iar răzvrătiții s-au refugiat în cetatea părăsită la acea vreme, dându-i numele. Construirea portului și expansiunea Rabatului a readus cetatea Udaia la viață. Astăzi este un orășel cosmopolit, un labirint alb-albastru plin de viață. În cetate trăiesc 3.000 de musulmani, 30 de familii de europeni și 5-6 familii de americani, ne spune acest localnic. Sunt artiști sau profesori de engleză și trăiesc aici pentru că este curat și liniștit. Seamănă cu Grecia sau sudul Spaniei. Asfințitul aduce ceasul rugăciunii. Lumea dispare de pe străzi și orașul devine brusc pustiu. Călătoria noastră a început odată cu Ramadanul, când credincioșii postesc timp de o lună de la răsăritul până la apusul fiecarei zile. Orașul plin de viață după lăsarea întunericului. Este timpul să plecăm din nou la drum. Atenție, toată lumea, veniți aici să discutăm. S-au schimbat puțin datele problemei. Aro are o problemă, așa cum știți cu toții, rămâne la reparat. Da? Bun, mai departe. Noi o să facem etapa pe care ne-am propus să o facem Zagora, Funghid, Munții Atlas și alte minări. Una din mașini rămâne la reparat și refacem echipajele. În Rabat mi se alătură Gabriela. Ea va conduce mașina care până acum a fost bântuită de ghinioane tehnice. Gata? Da, am lăsat-o pe cuvânt, dar o să se fie foarte tare. În această seară trebuie să recuperăm 600 de kilometri. Este ora 1 și jumătate, ne aflăm în apropierea Marrakeșului.
Benzinările sunt tot mai rare, așa că este pentru prima oară când umplem butoaiele cu benzină. Îți pare rău că ai pierdut Europa? Nu. Nu, pentru că nu am încredere. Mi-e teamă cu mașina asta de autostradă. Luăm drumul munților Atlas, trecând pe lângă Casablanca și Marrakech. Avem o zi și jumătate întârziere. Spre dimineață, pe la 5, tragem pe dreapta, și la propriu și la figurat. Ne așteaptă 2 ore de somn. Unii preferă să doarmă sub cerul liber. Ne vor trezi vântul puternic și vuietul mașinilor. Am intrat în munții Atlas. De aici începe aventura marocană. Trecând pe lângă Marrakech și Ouarzazate, urcăm pieptiș munții Atlasul Înalt, care se întinde la sud-vest la nord-est. Dincolo de această adevărată barieră naturală, se zărește Sahara. Peisajul se schimbă dramatic. Lumina este mult mai intensă, iar roșul devine culoarea dominantă. Șoseaua care urcă are legenda ei. Se spune că a fost construită de legiunea străină. Din loc în loc găsim tarabe cu suveniruri. Ceramică, dar mai ales amoniți, pietre semiprețioase și silexuri. Am intrat în ținutul supranumit Raiul Geologilor. Și aveam să simțim asta, căci unul din raidiști se va simți cu adevărat ca în rai. Frumos! Îți arate un melc din ăsta frumos! Aproape un sfert din suprafața Marocului este plasată la peste 2000 de metri. Atlasul Înalt atinge 4167 de metri la Tubkal, unde zăpada persistă toată iarna. Încep să apară primele pete de verdeață în această mare de ocru. Vom traversa munții la 2260 de metri, cel mai înalt pasaj rutier al țării. Nu înaintăm însă prea mult. Mașinile gâfâie și transpiră, așa că ne oprim pentru primul ajutor. Ierbe apa? Dar de ce să oprim odol? Uite, ia uite. Fierbe, dar indicatorul arată la jumate, mă. Nu prea ai mai din cauza asta. Gigi! C-a plecat! Ne aflăm în munții Atlas la o înălțime de 2000 de metri. Colegul meu, Cristi, m-a rugat să vă transmit că îi pare rău. Nu vă putem arăta ce se întâmplă pe aceste platouri ale munților Atlas. În Sahara este furtună de nisip și ceea ce vedem acum este pâcră. Așa este, Cristi? Furtunile de nisip fac ca în fiecare zi peisajul să arate altfel. Ne vom bucura fără voie de această generozitate a naturii, refăcând traseul de 4 ori. Devine brusc mai cald. Vântul din sud, Scirocco, aduce aer fierbinte din Sahara. A sosit momentul să ne construim noua identitate. Îmbrăcăm gelabia sau în varianta sa mauritaniană, bubu, iar pe cap înfășurăm șeșa. Și Marocul și Mauritania s-au reunit într-un singur gând. Anul acesta se poartă reptilele. Inshallah, avec berber.
Ne aflăm pe valea râului Drai, este cel mai lung râu al Marocului, parcurge 750 de kilometri până la Atlantic. Odinioară, în acest râu, astăzi fantomatic, trăiau crocodili. Din loc în loc, în acest paradis roșu, își fac loc grădini bine îngrijite. Casele sunt cocoțate pe versanți, iar moscheile sunt vizibile de la depărtare. Deși secată astăzi, în 1995, zona a fost supusă unui dezastru. Un val de apă de 6 metri a măturat totul în calea sa. Au murit 5.000 de oameni, majoritatea turiști. Ploaia torențială și defrișările au făcut posibil acest lucru. A fost una din cele mai mari catastrofe din istoria țării. Marocul și-a adus aminte atunci de ce berberii își construiesc din totdeauna casele pe înălțimi. În grădinile irigate cu apa adusă din Oued se cultivă ardei gras, roșii, pepeni și fasole, care sunt vândute apoi în piețele din Ouarzazate, Zagora sau Agdez. Cele mai prețuite sunt însă curmalele, mandarinele, portocalele și măslinele. Nu lipsesc cerealele, orzul și grâul toamna, iar meiul primăvara. Femeile se ocupă de recoltă, iar bărbații de negoț. Vom regăsi capriciosul fluviu care odinioară pleca din înaltul Atlas pentru a-și găsi liniștea în Atlantic, abia în apropierea Zagorei. Vala este umbrită din loc în loc de verdele palmierilor și de crenelurile locuințelor fortificate. Așa arăta, în urmă cu 500 de ani, toată Valea Dra. Acum, bogăția locului sunt cele 2 milioane de curmali. Traversând regiunile, ai sentimentul bizar că treci dintr-o țară într-alta. Se schimbă nu numai relieful, ci și culoarea pielii locuitorilor. Există totuși un numitor comun, asfaltul șoselei și clădirile așezate de o parte și de alta, a căror arhitectură o vom întâlni până în Sahara Occidentală. Valea Dra ne rezervă încă o surpriză. Cornel se transformă, sub ochii noștri, din jurnalist în geolog de investigație. După ce o noapte întreagă a bântuit prin pustiu, spre dimineață am aflat misterul căutărilor sale. Vei vedea că, de fapt, am cruzat ore întregi, am găsit doar piesa asta. Nu vreau să vă văd pe specialistul, vă supărați. Acestea sunt niște arme din paleolitic. Se foloseau la praștie. Da? Doburau dropia de la 100 de metri. Așa, asta este un aruncător de mână. Se jucau copiii din paleolitic. Paleolicien se numea oia pe vremea aia. Paleolicien. Nu jas pe ei. Avem roci absolut comun. Ăștia sunt munți dezintegrați. Știam că Marocul are renumele de a fi raiul geologilor, dar să îl vedem pe unul din noi deja în rai era prea mult. După infernul autostrăzilor și 10 luni de pregătiri, iată-ne în fața deșertului. La 30 de kilometri se află granița cu Algeria, puternic militarizată, de unde răzbăteau în urmă cu câțiva ani împușcături. Francezii își aduc aminte de înaintașilor din legiunea străină și scot de pe hărțile acestora coordonatele GPS. Avem busole, GPS-uri, mașini 4x4, papuci, apă și hrană. Suntem încrezători.
facem bivouac și așteptăm dimineața. Am construit, am luat autorizație de construcție de aici la Zagora. Urmează să o facem pe aia de apă, uite dacă o să filmezi aici. Avem un duș, vezi? Se instalează utilitățile pentru prima așezare româno-franceză din Sahara. Caracterul puternic antreprenorial al grupului, din care cei mai mulți sunt oameni de afaceri, se demonstrează încă o dată. Ne pregătim pentru întâlnirea de a doua zi. Cu deșertul. Linia orizontului taie netulburată liniștea dimineții. În fața noastră se întinde, pentru prima oară, Sahara. În fiecare moment al zilei, lumina se schimbă, iar deșertul își schimbă culorile. Este cel mai mare deșert din lume, 8 milioane de kilometri pătrați. Se întinde de la Atlantic la Marea Roșie, din Africa de Nord până în Africa Neagră. De nicăieri răsar localnici. Deși cât vezi cu ochii nu se ghicește vreo casă, oamenii apar ca din pământ. Unii merg la Zagora, alții spre Fums Ghid, care este și destinația noastră. Alții pasc cămilele. De fapt, dromaderii, minunatul animal cu o cocoașă care, datorită adaptării perfecte la mediul necruțător, este cea mai prețioasă avere a localnicilor. Dromaderul a înlocuit calul în nordul Africii în urmă cu 2000 de ani. El a permis berberilor să își întindă controlul asupra populațiilor sedentare de la marginea Saharei și a dat naștere comerțului transsaharian al caravanelor. Împachetăm mica noastră colonie franco-română. Papucii stau cu minți la umbra unei acacia generoase, singura urmă de verdeață. Ne pregătim pentru întâlnirea cu deșertul. Trecem de la asfalt la nisip. Băștinașii vin să vadă cu ochii lor incredibilii noștri papuci. Dau mirați din cap când aud că destinația noastră este Senegalul. Ne învârtim de câteva ore în cerc, sărim de pe o pistă pe alta, deși regula numărul 1, învățată de la veterani, este să nu mergi niciodată pe urmele altor mașini. Avem punctele GPS și avem busole. Nu pare a fi de ajuns. Punctele GPS noi, pentru că alea vechi, după ce le-am luat și ne-am făcut de 2 ore să ne plimbăm, nu s-a întâmplat absolut nimic. Suntem exact de unde am plecat. Am cam pierdut drumul. Aflăm unde suntem, ne-am cam încurcat sau unii s-au încurcat și încerc să dau de cap. Nu. Trășem și ne-am primit pe dreapta. Luăm două puncte noi de GPS, te rog frumos. Două puncte de unde? Le luăm de pe hartă acum.
Altele de cătele? Altele de cătele. Păi nu sunt noi pe același drum? Băi, la cine hai ajut? Să le măsurăm din nou. Nu arde. Nu arde nimic. Băi, punctele le dădeam de dimineața, le dădeam ieri. Dar deocamdată ne cam învârșim, că asta e o problemă. Și atunci trebuie să luăm o decizie. Mai luăm harta o dată dreapta. Asta zice și el. Un pic mai jos. Să coborâm, să luăm următorul drum la dreapta. Așa, nu intrăm în Algeria. Indiferent ce face, să nu intrăm în Algeria. Deci noi suntem undeva aici. După drumul ăsta. După drumul ăsta. Înseamnă că punctele care sunt aici sunt de pe drumul ăsta. Da. Deșertul ne păcălește însă din nou. Și nu mai găsim drum. A găsit Gigi, mergând pe jos, un drum de motocicletă și o să merg acum cu mașina să vedem dacă putem să ieșim undeva. Mergem pe urma asta, așa? Da. Să vede ceva, uite acolo, în stânga. Cade drumul ușor, știi, poate intre mai ușor în vad. Avem de parcurs o etapă de 140 de kilometri, dar de data aceasta nu mai există repere. Bolovanii sunt din ce în ce mai mari, nisipul din ce în ce mai rar. Trecem fluviul imaginar care va fi existat în urmă cu sute sau mii de ani, dar mașina în care ne puneam speranțele că va fi alături de noi, la bine și la rău, cedează de nervos. Suntem într-un moment de criză, trebuie să luăm o decizie. Land Rover-ul a rămas fără curent. Am trecut peste niște pietre cam mari. Și mai avem o etapă de 100 de kilometri în față. Se pune problema dacă o mai facem sau ne întoarcem înapoi. Temperatura crește. Sunt 50 de grade, iar vecinătatea graniței cu Algeria ne mobilizează. Să scot toate lamele de cuțit și să fac dreptate pentru toate triburile! Uite la o pentru fiecare trip major! Și una mică pentru fiecare trip minor! Da, hai, vezi! Dreptate pentru marocan! Sunt nervos, mă filmează băiatul ăsta. Tamponează-mă așa. Nu mai așa. Auzi? Las-o așa, că trece, da. Cu papuci prin deșert, e pe asfalt, anul ăsta? Anul ăsta am impresia că e pe asfalt, da. Preponderent pe asfalt. Deci am avut până aici autostrăzi, am încercat o incursiune în teren, dar cred că totuși pe asfalt e mai bine. 10 km. De ce e vreo problemă? 10 km am reușit, mă. Deci pleacă de aici cu camera, că ți-o spar cu o piatră. Sunt nervos. Ăsta chiar ar fi un eveniment, că nu s-a întâmplat nimic până acum. Păi uite, filmează-mă că se întâmplă. Deci uite-te puțin la mine. Una mai mare. Mergem pe asfalt până la ultima parte, deci anunțăm la etapa de deșert, care este foarte dificilă. Să ne întoarcem la Agadir. Asta e o decizie care nu bucură pe nimeni. Ne întoarcem la Zagora. Eu indicatorul când am fost în Oarzazat, am văzut drumul. Păi nu trecem până Oarzazat. Ajungem până la prima localitate așa și coborâm pe jos. Ideea e pe la stațion în față. N-am avea nici faruri, n-avea nimic. Vreau să tragi într-o parte. Tot răul spre bine. Un om al locului se înduioșează de suferințele noastre și ne invită la el acasă. Ospeția berberilor este un privilegiu oferit rar străinilor. El Hussein trăiește de 10 ani în această casă, împreună cu mama, soția, surorile, fratele și copiii săi. Are 20 de cămile, deci este un om bogat. Este berber din neamul Tahlit, care trăiește în munții Atlas și pe Valea Dra. Casa cea mai apropiată este la câțiva kilometri. Ne servește cu ceai.
gestul reprezintă o mare curtoazie față de oaspeți, mai ales dacă este preparat de stăpânul casei. Ceremonia este destul de complicată și durează cam o jumătate de oră, suficient pentru ca oaspeții să pună întrebări și să fie întrebați la rândul lor. Casa lui Al-Hussein are două odăi. Cea mare are pe pereți tingiri de argint și aramă, moștenite din familie, iar pe jos este acoperită cu covoare vechi. Politica de arabizare dusă de penultimul rege a culminat în 1960 cu scoaterea berberei în afara legii. Fiul său, Mohamed al VI-lea, a îndreptat pravila tatălui său și a reintrodus învățământul în limba berberă în anul 2000. Regele este un om iubit de poporul său, iar în casa multor marocani, berberi sau nu, este afișat portretul său, chiar și aici, la marginea Saharei. Până în urmă cu 200 de ani, berberii consumau ceai verde sau de absint. Până în 1850, când o navă britanică a acostat la Tanger, unde a descărcat mentă. Astăzi, ceaiul de mentă este cel mai popular în întreaga jumătate de nord a Africii, chiar dacă menta vine acum din China. Ceaiul este decantat pentru a căpăta densitate și dulceață. Pentru berberi care vorbesc o limbă semitică, araba este la fel de străină ca și franceza. Totuși, din Maroc până în Senegal și chiar mai la sud, franceza este lingua franca. Berberii spun că primul pahar de ceai este dulce ca viața, al doilea dulce ca dragostea, iar cel de-al treilea amar ca moartea. Poate de aceea gazda nu ni l-a mai oferit și pe al treilea. Revenim la Zagora cu coada între picioare. Nici măcar mașinile făcute pentru deșert nu au noroc. Ne dăm pe mâna unor meseriași locali care au văzut multe la viața lor. Mă, ăștia se cam pricep la orice, în general, arabii. Așa e neamul lor. Deci ca românii, să pricep la toate și la nimic. Totul face, fac bine, mă rog, cu chin trebuie să stai pe ei, să vorbești cu ei, să le explici ce vrei de fapt. După ce a înțeles, trebuie să stai lângă ei să facă. Deci asta e o mare problemă. Pe aici trec multe expediții din Franța, Portugalia sau Marea Britanie. Chiar și raliul Paris-Dakar trece pe aici. Multe mașini se strică, iar noi le reparăm. Se Dakar de Portugal. În timp ce suntem imobilizați la service, în jurul nostru încep să roiască negustorii care ne îmbie în magazinele lor. Am fost cerută în căsătorie, măi. Cine te-a? Rachfia! Domnul de, de aici de față. Și acum nu știu ce să dă. Păi rămâi, nu? Acesta este evident. Tu cred că vin primul sosit deja... Nici o șansă pentru voi să scăpați de mine, nici o șansă pentru el să se atingă de mine. Negustorii berberi sunt recunoscuți însă pentru insistența și galanteria lor. La place pour moi? Non. Pas la place? Pourquoi? Plecăm spre Agadir, pe coasta Atlanticului.
vom străbate din nou Marocul de la est la vest. Convoiul a fost din nou rupt în trei. Stefan a plecat noaptea spre Agadir, de unde va lua avionul spre București. Gerard, Nucu și Dușan ni se vor alătura în curând. Iar noi suntem pe Valea Dra. Dimineață ne oprim încă o dată în zona fertilă a Văii. O vedem acum, din nou, într-o altă lumină. O treime din populația Marocului are mai puțin de 15 ani. În medie, fiecare femeie aduce pe lume 3 copii. Deși așezările se găsesc la doar câțiva kilometri distanță unele de altele, oamenii aparțin unor culturi și rase diferite. Femeile își ascund fața când filmăm sau facem fotografii, iar copiii ne cer bani. Două treimi din marocani sunt berberi. Aici, pe Valea Dra, ei sunt cei mai vechi. După ei au venit arabii, apoi haratin, ca sclavi din Africa Neagră. Marocul a adoptat în 2004 codul familiei, care permite femeii să-și aleagă singură soțul, să divorțeze, să refuze poligamia sau să călătorească singură. A fost o adevărată revoluție. Diferențele rămân însă enorme între orașe și sate, între nord și sud. Pe Valea Fluviului Dra au fost ridicate câteva zeci de astfel de cetăți, Kesbah, iar în jurul lor au luat ființă cele mai vechi așezări, populate atât de berberi, cât și de urmașii sclavilor din Mali și din Sudan. Cetățile fortificate erau odinioară reședințele seniorilor locului. Caravanele găseau aici adăpost. Construite din pământ și paie, pe fundație de piatră, cetățile și locuințele fortificate sunt reprezentative pentru stilul berber. De aceea UNESCO le-a inclus în Patrimoniul Mondial în 1970. La Agadir luăm decizia să refacem etapa ratată Zagora Fumzghid pentru a salva onoarea colectivului. Întrebările rămân însă. Nu am reușit să ne orientăm în semideșert, iar mașinile scot flăcări încă de pe asfalt. Cum vom reuși să străbatem deșertul mauritanian mult mai dur? Sperăm ca Gerard, fondatorul raidului pe care îl vom găsi în Agadir, împreună cu Nucu și Dușan, să ne dea speranțe. Aro devine pacientul român al acestui raid. Revedem cu ochii minții toate incidentele auto. O concluzie ne dă târcoale și punem ochii pe Cornel. Deci prima dată am urcat în dat și s-a răsturnat. Da? După ce m-am coborât, s-a ars chiuloasa. Chiuloasa, mă rog. După aia am urcat în Defender. Defenderul vomită sânge la ora asta. Și-a scuipat un plământ. Și-a pierdut un electromotor. Două. Apoi m-am mutat la domnul Gigi. Uitați-vă, a decedat. Așa. A fost singura mea dorință, înainte de a fi sacrificat de seară, că am înțeles că de-aia s-au luat cărbut, să fiu tăiat și gătit pe grătar. M-am o singură dorință, să mă lăsați să călătoresc și cu Gerard, măcar o oră. Cineva nu vrea să ne lasă să facem
a doua fumzi ghid. Ce crezi că e asta? Definitiv și irevocabil. N-avem voie să o vindem, am semnat și așa mai departe, să facem ceva cu ea și ne trebuie să vedem cum ne descurcăm în cățișul ăsta de astea din Maroc. Cred că o să fiu obligat să schimb traseul. Că o să fim, suntem 14 persoane cu 5 mașini, mult. Bon, normal, suntem 2 pe mașini, deja suntem 3 persoane în Aro, trebuie repartiți la tafel, mașinile sunt pline. Unii sunt plini de lucruri pe care nu aveau nevoie. Și va fi și ocazia bună să aruncăm. Oricum, trebuie să ajungem la Dakar, asta e scop. Decidem să mergem la Zagora pentru a evalua șansele de reparare a mașinii. Nu o putem abandona, iar actele de donație sunt complicate. O parte din convoi o ia înainte pentru a căuta un motor la Zagora. Este Ramadan. După apusul soarelui, localnicii iau masă și se odihnesc, așa că sunt puține șanse de a mai găsi pe cineva dispus să lucreze, chiar și pentru bani buni, pe care oricum nu îi avem. Raidiștii au hotărât, după întregirea grupului la Agadir cu Gerard, Nucu și Dușan, să mai încerce odată traversarea deșertului către Fumzghid, pentru a salva onoarea expediției. Aroul a rămas în Zagora pentru a fi salvat, cu tot cu Gigi. Încercăm pentru a doua oară să traversăm această zonă de semideșert, de la Zagora la Fumzghid. De data aceasta l-avem cu noi pe Gerard, care și-a asumat rolul de conducător unic. Înaintăm printr-un deșert ciudat, cum sunt puține pe planetă. Încet, încet, nisipul dispare sub bolovani, iar peisajul se lichefiază în bătaia soarelui. Sunt 50 de grade. Acacia este singura formă de vegetație care mai însuflețește această întindere. Papucii au fost transformați la câmpul lung în pantofi de atletism, instalându-se tracțiunea integrală. Din loc în loc apar piste pe care urmele altor mașini sunt încă proaspete. Nu toate duc însă la liman. Primul rând a fost prea aproape, de-aia e bine să ai 50 de metri cel puțin, să-ți calculezi singur pasul. Ne înscriem la cursul scurt de deznisipare. Avem profesori buni cu MBA obținut la off-road-urile din România. Una. Una. Hai, iau. În spate. Vino în spate, vino goci. Un indicator străvechi îi preciza călătorului la ieșirea din Zagora că până la Tombuctu, orașul legendar de pe malul fluviului Niger, are de mers 52 de zile. Pe drumul care unea odinioară capitala regală, Marrakech, de Tombuctu, caravanele duceau în sud stofe venețiene și arme și se întorceau cu aur, sare și sclavi. Apariția primului automobil în Sahara, în 1909, a fost începutul sfârșitului. Ultima mare caravană a trecut pe aici, în urmă cu 70 de ani. Thank you.
mașinile se împotmolesc. Și uite așa, ajungem jurnaliști și oameni de afaceri să facem parte din același grup de interese. Până la urmă, Gerard ne scoate la liman. Cât de simplu pare drumul acum. În cealaltă parte a deșertului înaintează spre noi o șosea. Odată construită, frumusețea deșertului va deveni accesibilă tuturor și probabil va fi vândută la pachet de agențiile de turism. La ieșirea spre Aca ne întâmpină palmierii. Urcăm pe platourile aride pentru a găsi loc de bivuac. Peisajul se schimbă brusc. Natura se joacă cu noi. Începând de astăzi, fiecare echipaj va găti cu rândul pentru 14 guri flămânde. Cam așa, salată de ton cu porumb, în primul fel și în al doilea fel, mazăre cu sos. Eu zic să nu provităm atâtea. Da. Eu zic să nu provităm. Vom improviza, având la îndemână conservele cumpărate de prin Europa, fructe și legume din Maroc și băutură de acasă. Oarele? Da. Imposibil. Asta este o salată franceză, m-am contrazis cu Gabriela, care a negat faptul că se pune ceapă. Da, în franceză, în Franța nu se pune. De presque près. Comment ça va la cuisinière française? Voilà. Vous coupez ça en morceaux? Tăiați asta în bucată? Da, dar arată cum dacă ar fi fost premestecată. E extraordinar. Încă vin de matase? Da, poți să tu zici ceva. Viam de matase arată ca al naibii. Da, gust e și mai nasol. Da, greie profat. Cred că am mâncat un viar de matase stricat. Nu era posibil gustul ăsta. Era, știi cum miros gandaci în Senegal, era un pire. Am terminat, singurul cu, am mâncat cuine. Cuine? Cuine, da. Asta e bun. Mai mult soi. Dar nu creier, știi, când de Thai view, asta n-am mâncat. Ia să gustăm noi mâncarea făcută de... Cine a făcut mâncarea asta? Să mâncăm... Mamă, ce bunăciune! Frate, ce s-a făcut aici? Salată de... Super salată! Super mișto! E foarte bună! E super mișto!
foarte bun. Sunt sincer. Dimineața, la 6:30, soarele apare alb de sub platoul de piatră. Pe drumul pe care îl credeam necirculat, apar localnici. Ca și în deșert, se grăbesc spre destinații imposibil de ghicit. Coborâm spre Tan Tan. Este 7 octombrie, ziua a 14-a a raidului. Am atâtea surprize. Nu vei regreta. Am atâtea surprize plăcute. Aceasta e seara. Băi, tăticule, ce faci, mă, bucala? Tata, făiesc, mă, mai în vale ne întâlnim cu o veche cunoștință. Îi mulțumim complicelui, Aro, care a făcut posibilă această întâlnire. Cum te-ai cumpărit? Munceam și odată, nu mai era nimeni pe lângă mine, numai eu munceam. Păi dacă îți trebuie mașină, îți faci, nu? Erau toți, bă, trântiți jos și se fatighe. Bă, toți, bă, toți, știi ce aia, toți. Și toți. Fatighe. Da, fatighe și joată. Și nu le spuneai După o noapte lungă, iată că s-a produs jocțiunea, l-am reîntâlnit pe Gigi. Cum vedeți, Aro n-a mai fost abandonat. Până la urmă au reușit să-l repare la Zagora și mergem mai departe. Avem o etapă de 2000 de kilometri. În formație completă ne îndreptăm către Sahara Occidentală. Punctele de control și garnizoanele militare devin tot mai dese. Ai o cămilă și un cămiloi. Ați văzut diferența, da? A fost o zi foarte grea. Am râs de 4 ori cu lacrimi. Cred că e foarte palpitant în continuare. Ai gata? Ok, hai! Instinctul de vânător se trezește la viață. Iată, te-a stat un singur clește. A fost atacat. Nu, s-a bătut în perioada de pereche. Din păcate, trebuie fierți de vii. Ca și raci. Ține lume știe că racii, dacă nu sunt fierți de vii, dacă sunt fierți morți, acumulează niște toxine extrem de periculoase. Vorbesc de racii noștri din Delta. Iar cu ăștia exact același lucru. Din păcate, trebuie fierți de vii. Este singura garanție că cel care mănâncă nu pățește ceva destul de neplăcut după aia. Au distrus. Ecosistemul. Haideți la masă. Usturoi, apă și sare. Atât. Da, și după aia, după gust, fiecare dacă vrea. Ceva ardei usturat. Zici miam-miam. Ha ha ha! N-am văzut că se pare...
urmează o adevărată orgie culinară. Îi avertizăm pe vegetarieni că urmează imagini șocante. Să scoți carne te va dura ori în șir, să supe e mult. Domnul, miroase bine. Momentan, tu n-ai pus vina. N-am pus vina, o mai lasă fiarbă un pic, nu? Și trebuie să pui o... O ceapă, de-aia. Hai să vedem o ceapă. Când tu faci ceva cam asta cu fructe de mare, niciodată nu bag sare. Pornind de principiu că scoți din mare, sarat. Iac, iac, iac. Iac, 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 iac. Băi, băi, sunteți sigur că asta se mănâncă? Absolut. Absolut sigur. Cum se mănâncă crabul? Da, mai... După aia mănânci ca păsărintea. Știi să mănânci picioarele? Eu știu cam. Da? Știu. Dimineață, oceanul se desface în fața noastră plin de surprize. De aici încolo, spre sud, natura este atotputernică. Am intrat în Sahara Occidentală sau Sahara Spaniolă, teritoriu disputat de Maroc, Mauritania, Algeria și de forțele locale Polisario. Conflictul a fost înghețat datorită Națiunilor Unite, dar rutele pe care se circulă până în Mauritania sunt destul de puține pentru că teritoriul a fost minat, iar nisipul acoperă tot timpul aceste mine, astfel încât reperele sunt imposibile. Pe șoseaua lungă de 1000 de kilometri am întâlnit doar câteva camioane. Ne aflăm într-o provincie pentru care se poartă război de 30 de ani și nu întâlnim țipenie de om. Fantomatică apare câte o așezare clădită în jurul unei garnizoane. Și totuși, drumul acesta este singura rută sigură care leagă nordul mediteranean de bogata Africa Neagră. Celelalte, prin Sudan și Algeria, sunt deocamdată riscante. Mergem de-a lungul coastei. În dreapta avem Atlanticul, peste care se cască o faleză înaltă de 20 de metri, iar în stânga se întinde, nesfârșită, Sahara. Trecem de la Iune, capitala Saharei Occidentale și puternică garnizoană militară. Facem pe fugă câteva fotografii. Filmăm cu camera ascunsă, ne aflăm la granița Marocului cu Mauritania, avem un pic de emoții. La o expediție anterioară, raidiștii au stat aici 3 zile, până când ofițerii jandarmeriei din Mauritania au venit și le-au permis accesul. Să vedem ce se va întâmpla astăzi. Ajutorul ne vine de la doi români, Ahmed și Kala. Rezolvăm rapid formalitățile și trecem de nenumărate puncte de control. Ne îndreptăm spre Noua Dibu.
Străbatem orașul în fugă și ne oprim în golf, la cabana lui Ahmed. Oceanul este singurul loc unde ne putem spăla în voie, fără să facem economie la apă. Facem și economie, că doar stăm în deșert, nu ne batem joc. Da. Și vom fi cu totul alte personaje. Mai curate, mai uscate, mai spălate. Mai ieftin decât hotelul? Ne spălăm și hainele odată cu noi. Altă economie de bani și de timp. Uitați, suntem mereu aceiași. Scuze-mă, dar cum faci pentru a te spăla? Cucu? Cucu îi dai jos imediat cosa și spălăm cucu. Aici, în Noua Dibu, am dat de doi români. Foarte drăguți. Acum facem un grătar. Eu și cu Ana. Și acolo avem cămilă, carne de cămilă. Asta e cocoșă de cămilă. Da, și cu... care înseamnă cu șuricul de porcă de-o prăjești. Cala, Ioan Melcea, pe numele din buletinul emis la Bacău, s-a stabilit în Mauritania împreună cu soția sa în urmă cu 15 ani. Fiecare om caută un loc unde să fie acasă la el. Presupunând că aici nu este acasă la mine, această țară, care este Mauritania, mi-a dat ocazia ca să mă realizez. De fapt, a fost și viața care a fost de așa natură. Asta nu înseamnă că nu sunt român, iar toată lumea care este aici, grație unor persoane cum sunt eu, pot să apreciez românii. Pentru că dacă stăm și ne gândim deja de ani și ani de zile, România nu are relații cu Mauritania. Carnea e gata. După miros. Foarte bună e carnea asta de cămilă. Da? Asta albă e cocoașa. Suntem doar la faza de degustare, da? În mai toate raidurile s-au sărbătorit onomastici, logodne sau zile de naștere. Anul acesta a fost rândul presei. Nu mai spunem că ocazia e oarecum dublă. Sărbătorim și 50 de ani de televiziune publică. Dragi... Te-ai dat și microfon? Domnul, microfonul? Da. Dragi raidiști, dragi comeseni, stimați... Consumatori? Gazde. Și eu și Camila ne-am simțit bine astăzi. Sperăm că ajungem la țita noastră finală, la... Ne aflăm în casa lui Sid Ahmed Oudhadi, director tehnic al portului autonom din Noua Dibu, un post important în ierarhia mauritană. Ne primește în casa sa cu brațele deschise. A absolvit Facultatea de Metalurgie din București în 1981. Vorbește încă foarte bine românește. Fiul său, Ahmed, a părăsit anul acesta Bucureștiul pentru a se stabili în Noua Dibu. Am mai vorbit românește cu băiatul meu.
mai urmăresc din când în când știrile în România. Deci legătura asta a făcut că mai știu ceva limbă. Și nu așa de bine cum am știut-o când am fost la facultate, dar mă rog, încerc să mă descurc. Cum vi se pare ideea aceasta de a merge cu dacile papuc prin deșert? E ceva deosebit de bine, dar acum că am văzut că ați sosit bine, văd că e ceva posibil. Într-o tăcere de plină, ni se pregătește un ceai negru cu infuzie de mentă, într-un ritual care durează mai bine de o oră. La cină ni se oferă meșuin, berbec la cuptor, cu orez, cuscus, fructe și ceai. Ne ospătăm pe fața de masă așternută pe covoare, după tradiția mauritană. A doua zi mergem la doctor. Cristi și Fred s-au pricopsit cu eczeme și sunt îngrijorați. În cauza vremei, căldura și am fost la spital, la un dermatolog și m-a spus că nu e nimic, e un fel de eczema. Și se rezolve într-o săptămână, o săptămână o jumătate, se rezolve cu crema, cu niște antibiotic local. Doctorul le prescrie medicamente și o vacanță în Mauritania. Băieții aleg medicamentele. Alergăm prin Noua Dibu pentru a ne face proviziile de apă și alimente. Vom intra din nou în deșert. Orașul s-a numit mult timp Port-Étienne. În 1939 aici nu existau decât câteva hangare ale aviației franceze și o cazarmă. Deși bine așezat la ocean, orașul a suferit mai tot timpul de sete. Francezii aduceau apa cu vaporul tocmai din metropolă. Astăzi, Noua Dibu este capitala economică a Mauritaniei, datorită portului de unde se exportă minereul de fier, dar și pescuitului, aceasta fiind zona cea mai bogată în pește din lume. Am fost în Mauritania, în vacanță, chiar am locuit aici, am făcut școala generală și am plecat să fac liceu în România și facultate. Este o lume total diferită, este o altă planetă. E greu să te adaptezi venind din Europa, acum este greu și invers, probabil. De acum încolo avem de rezolvat un lucru. Mașina lui Gigi nu poate să trec pe nisip, asta e clar, donc Gigi se va duce direct la Saint-Louis. Trebuie două persoane cu Gigi. Trebuie să fie recompus echipajele. Mașina Brașov are mare probleme cu caldure. O să punem un veteran la volant. Cornel, de exemplu. Cornel, tu vas fi blocat la vama pentru că o mașină trecut pe numele tău. Donc tu trebuie să rămâne cu grup. La fel pentru Stan, la fel pentru Fred. Mașinile voastre fiind cu numele vostru, sunteți total legat de mașină. Asta e situația. Păi, hai să facem echipajele, nu? Dacă zici că așa trebuie. Nu poți să te uiți la nimeni în ochi. Motivele lui Gerard sunt de o... Gigi Dușan. Da. Am scris, gata, am semnat. De acord, toată lumea? Mai trebuie un vorbitor de limba franceză. O să scriu un mesaj să mă expun, să mă exprim aici în public. Ne luăm la revedere de la Ahmed. Poate ne vom revedea la București.
Ne însoțește Wena, un ghid profesionist. Panouri mari ne anunță că intrăm în zona deminată. Citim de două ori. Da, este deminată și nu ne înșelăm, pentru că ne vom vedea și în episodul viitor. Înaintăm în deșert, avertizați că pășim într-o zonă deminată. Intrăm pe vechea pistă, să mergem pe malul mării, avem aproximativ 450 de kilometri de parcurs până la Dalcșor. Speranța este ca mașinile să reziste. Suntem doi oameni mai puțini, dar nu din cauza terenului minat. Aroul nu a mai suportat nisipul, așa că a plecat pe asfalt până la Sâmbâi, Senegal. Ne însoțește Wena, un ghid profesionist din Nouadhibou. Seara, focul de tabără scapără sub duna. Pentru unii este una din cele 1001 de nopți, pentru alții preludiul la o cină romantică. Pentru alții este Ramadan. Mergem să vedem ce face Wena, ghidul nostru, în timp ce noi ne-am făcut bivouacul aici. Eu am preferat să fie 20 de metri departe de noi. Îl găsim de sculț preparându-și ceaiul. Este prima lui masă de peste zi. Îl întreb dacă nu îi este frică de scorpioni și surâde politicos. Este ghid de 20 de ani, are 5 copii și 2 nepoți. Îl întreb cum se descurcă fără GPS și busolă în deșert, unde nu există niciun reper stabil. Îmi povestește de rutele de odinioară ale caravanelor care legau Dakarul de Marrakech prin Nouadhibou. După conflictul armat care a avut loc, îmi spune el, totul s-a terminat. Alături, sub dunele Mauritaniei, românii pregătesc o cină romantică. Niște languste care miros perfect, proaspete, în deșert, puse pe grătar și vrem să facem un sos picant pentru ele. Gerard propune să le flambăm cu niște pastis și garnitura va fi legume care fierbă. La rândul nostru să facem mâncare, așa că am făcut o surpriză. Tot ce vezi aici e vreo 600 de euro. Wena, sunt mulți turiști care mănâncă asta în deșert? Tot. Siana, sună până. Deci dacă au, mănâncă, dar probabil că nu au. Care vrea să-ți picant, vrei? Ține aici și legume. Dimineață ne pregătim pentru întâlnirea cu deșertul. Ne întrebăm dacă musafirii de pe dună sunt o piază rea. Papucii prin deșert. Noi chiar suntem. O
cu alea. Restul au venit în bocanci, nu știu, așa scrie în roadbook, dar rămâne între noi și spirușa. Acum e o zonă unde niciodată apa, adică în acest caz nisipe mai moare. După o să mergem spre malul mare, e mai tare, data fiindcă zilnic vine umezel. Nisip, un nisip. Ceea ce ne-am dorit, incredibil, nu? Alo, se așteptăm mărzumbar. Da, ui? Mărzumbar, grup gară, ea la lăva. Lăva? Ui, lăva. Ea la cârci și lăva. Cârci? Lăva? Cârci și lăva. Să? E scos. Ea la bilu. A, lăva, dezeu. A, o oază, care are un pic de apă. Și acolo e o oază mare, acolo e o oază mică. Și zice că la ora 12 facem o pauză. Ne îndreptăm, însetați de umbră, către oază. Motoarele duduie, le dă ochem fără voie. Treptat, vegetația dispare. Unul câte unul, papucii se înfundă și ei în nisip. Așteptam apa fierbe. Cum v-am zis, neapra? În miezul zilei primim vestea de care ne temeam cel mai tare. Garnitura de chiloasă. Suntem în mijlocul deșertului, după cum vedeți, cu o garnitură de chiloasă arsă, pe care trebuie să o schimbăm, o să dureze cel puțin 2 ore jumate. O să bag asta în fundul Toyota. Da. Așa? Ne schimbam în mod regular, pentru că pământ e foarte moale și n-are rost să obosim prea mult. Pe ceas. Și moare. Dacă tu plec drept, ai trebuie să ajungem la 30 de km de aici, unde este o oază. Acolo, probabil, vom încerca să schimbăm garnitura de chiulasă. Sunt 55 de grade. Fac eu semn, pornești motorul, nu se întâmplă nimic. Ai garnitura arsă, dar poți să-l folosești un minut. Haide! De 55 de grade, iar pe cald încât atunci când închid în sec, am senzația ca și închiții un cocoloș de pâine uscată. Cred totuși că ce a fost mai greu a la sfârșit, pentru că am ajuns la ocean. Gata! Gata!
Fără GPS și fără busolă, Uena ne scoate la ocean după o zi infernală. Suntem la paralela 20. Am traversat 200 de kilometri de deșert în diagonală. De acum, papucii cunosc singuri drumul până la Dakar. Vom înainta de-a lungul țărmului până în Senegal. Oceanul mișune de predători și totuși ne este prieten. Apusul ne scoate în cale primele sate de pescari. De seară vom mânca pește. Sărit, în larg apar primele bărci de pescari care se vor întoarce abia la apus. Vestea că rechinii, baracudele și alți pești cu apetit pentru carnea albă de european dau târcoale nu ne-a intimidat. Oricum, dincolo de dune, mișunau șacalii. Coasta mauritană este cea mai bogată în pește de pe întreg globul. Și cu toate acestea... E apă prea caldă ca să vină pește la mare. Nu știe nici măcar să arunce, dar asta nu e o problemă, are voință. Operațiunea Monstru i-a sfârșit înainte de a începe. Ne grăbim să alergăm de-a lungul plajei în cele 2 ore cât mai ține refluxul. Trebuie să străbatem 150 de kilometri. Este unul din cele mai frumoase peisaje din lume pe care le poți străbate la volan. Atlanticul în dreapta și Sahara în stânga. După șoseaua primitivă de odinioară și după sărbăticia din jur. Ne îndreptăm către Nouakchott. Străbatem uimiți capitala. Mauritania are o suprafață de 5 ori cât cea a României și o populație cât București. 90% din teritoriu este deșert. Alergăm către fluviul Senegal. Lăsăm în urmă corturi mauritaniene risipite prin deșertul roșu. Savana va învinge deșertul după ce ajungem în Senegal. La Saint-Louis ne reîntâlnim cu fluviul Senegal, dar și cu Gigi, Gabriela și Aro, după 500 de kilometri. Saint-Louis a fost numit Veneția Sahelului. Fluviul Senegal, care se varsă aici, în Atlantic, a fost magistrala comerțului, în special pentru guma arabică, aur și sclavi, preluând comerțul caravanelor maure. Nu mică ne-a fost mirarea să auzim vorbindu-se aici românește. Și merge în tot Senegalul trenuri de aici sau? Acum trenul nu mai vine. Nu mai vine aici. Când m-am întors era mai frumos. Fiindcă aveam încă mămăligă în vârtă și sarmale. Uite, 26 de ani n-am vorbit românește. Era bine. La Cluj, da? La Cluj. Dar mergeam pretutunde. Mergeam la București, la Timișoara, la Buzău. Eu sunt din Buzău. Din Buzău. Buzău, da.
la, mergeam la Buzău. Ce căutați la Buzău? La satul Pârscu. La Pârscu? La Robești. Ați băut țuică la Pârscu? Lucă de prună. Uh-huh. Da. Mâncam corcoduri. Românțele sunt femei drăguțe într-o seară minună. Diran Can vă spune servus. Este Ramadan, luna de post și rugăciune în care musulmanii nu mănâncă și nu beau de la răsăritul până la apusul soarelui. Îl însoțim pe Biran Can la Marea Moschee. Acesta este singurul minaret cu clopotniță și ceas din întreg Islamul. Construită de vechea administrație colonială, Marea Moschee din Saint-Louis este un simbol al toleranței religioase atât de importantă pentru senegalezi. Saint-Louis, cel mai cochet oraș de pe coasta de vest a Africii, a fost primul municipiu al Republicii Franceze în Africa și era considerat la acea vreme un centru al bunului gust și al eleganței. În anul 2000, orașul a fost inclus de UNESCO în Patrimoniul Mondial al Umanității. Ne îndreptăm spre Dakar, ținta finală a călătoriei noastre. Cât timp aroul își mai trage sufletul, în jurul nostru apare o adevărată piață ambulantă. Am găsit pâine proaspăt, dar ce mănâncă? Ce sale rădăcinele? Cât e asta? Se combina? Se 3.000. 3.000. Părăsim șoseaua. Vom vizita unul din satele obișnuite ale Senegalului, ascuns în savană. Acum la 50 de kilometri de Dakar, un sat destul de izolat, de aici începe partea umanitară a raidului nostru, până vom dona mașinile, donăm mâncare. A venit ziua cea mare. Pregătim mașinile pentru despărțire. Oana, Corina și Gigi își înfrâng cu greu tristețea. Papucii și aroul își vor schimba proprietarul. Parcul auto al Ministerului Justiției va avea astfel 30 de mașini românești donate în cele 6 ediții ale raidului. Thank you.
ceremonia are un aer solemn și prietenos. După multe peripeții, cele patru mașini românești vor ajunge în grija autorităților pentru binele copiilor din Senegal. Avem o mare admirație pentru oamenii din RAID, oameni de mare calitate, determinați și cu inimi mari. Anul acesta a fost un an special și pentru noi și cred că și pentru dumneavoastră, pentru că am venit în Senegal la startul unui senegalez. Donatorii și beneficiarii au legat din 1999 în pace o amiciție trainică. Gazdele dovedesc că le cunosc deja foarte bine, că mașinile senegaleze le vin ca toată. Istoria Dakarului a început aici, în 1885, odată cu inaugurarea liniei de cale ferată care pleca din Saint-Louis. De la 1500 de locuitori, Dakarul a ajuns la 2 milioane și jumătate astăzi. În fața gării, cea mai veche clădire a tânărului oraș, un ostaș francez și unul senegalez par a avea un țel comun. Dakarul este un oraș care fierbe, în care nu te poți izola. Spectacolul străzii este cu atât mai interesant cu cât se desfășoară într-un decor european. La 6 seara ajungem la Piața de Pește, cea mai mare de pe coasta de vest a Africii. Bărcile se întorc din larg. Mai sus, în piață, femeile își așteaptă bărbații. Pirogile senegaleze sunt celebre în lume. Fiecare familie are culorile și simbolurile sale pe bărci. Pirogile sunt făcute dintr-un lemn numit samba și costă cam 1000 de euro. După 3 ani refacem carena și mai rezistă încă 10 ani. Pescuitul este o tradiție care se transmite din tată în fiu. Este o adevărată moștenire culturală. Stau de vorbă cu șeful asociației profesionale, care provine dintr-una din cele mai vechi și mai bogate familii de pescari. Fratele său îmi spune că în fiecare zi pleacă în larg peste 300 de pirogi. Unele ajung până în Guinea-Bissau, statul vecin, și se întorc după o săptămână. Acesta este cel mai scump pește, meru. Un kilogram costă 150 de euro. Odată ajuns pe masa clientului, la restaurant, peștele costă de 10 ori mai scump. Acolo are loc o ceartă, se pare că nu se înțeleg la preț pescarii. Șeful pescarilor îmi spune că în familie sarcinile sunt bine împărțite. Bărbatul pescuiește, iar femeia curăță și vinde peștele. El mai spune că, deși femeia ține banii în casă, bărbatul este totuși șeful.
cred că nu este locul cel mai indicat pentru a-l contrazice. Ar trebui să vedem maimuțe, antilope, varani, rinoceri. Suntem în rezervația naturală Bandia, la 80 de kilometri de Dakar. Și suntem destul de nerăbdători. Acesta este locul în care ne-am întâlnit un an de zile înainte de a pleca în raid. Expediția a ajuns în România, a trecut o lună de când am întors. Vrem să vedem cine mai este bronzat sau nu, dacă cineva a fost răpus sau nu de malarie, ce amintiri au raidiștii în urma acestei expediții. Să vedem. Ați văzut deja un magician care străpunge un balon cu Andreaua și fără să-l sparg? No. Nu. Bir. Nu? Hai să-l fac asta, dar cu un cuțit. Cu un cuțit, e mult mai greu. Da? Punctul pozitiv cel mai important pentru mine e că toți sunt ajuns, bine, sănătos. Al doilea rând mașinile, dar important sunt oameni. S-a făcut un grup interesant, dragut, cu moment de criză, moment de bucurie, dar asta e viața unui grup. Mi-a plăcut deșertul, mi-au plăcut nopțile de bivouac, mai ales cele din Mauritania. În Africa se modernizează foarte mult infrastructura și asfaltul avansează rapid, ceea ce mă face să cred că va trebui în curând să căutăm aventura pe alte noi trasee. Dar acum, unde da dispare? Într-adevăr. Sau poți schimb? Cu placa de fren? Asta e placheta de fren de mașina noastră. Nu toți oamenii din RAID sau toți colegii mei au trecut testul, să-i spunem, al răbdării și al împăcării și inclusiv eu, deci am fost un pic coleric. Da, deci raidul cu papucii prin deșert, în afară de latura sa umanitară și de traseu puțin schimbat față de traseul hotărât inițial,
Pentru mine a fost, în primul rând, o experiență umană deosebită. Mă întorc acasă cu totul altfel. Munții Atlas m-au impresionat foarte mult. Zona lor. La plecarea din Fruns Ghid, când au apărut primele dune de nisip aurii. Ceva foarte periculos. Eu fac numai o singură dată în fiecare an. Dar pentru voi și TVR. Adventura asta a fost extraordinar din punctul de vedere personal și am văzut o lume complet diferit și mă bucur că am terminat asta, sunt în viață, sănătos și sper că anul trecut pot să fac încă o dată adventura asta. Am zis anul trecut sau anul viitoare? Nu mi-a plăcut faptul că a trebuit să ne grăbim și să filmez un reportaj din goana mașinii. Pentru mine a fost o chestie pe care mi-am dorit-o foarte mult. Cu atât mai mult că sunt într-un fel membru fondator al Raidului. Însă ajung exact ca țiganul, mă neg la mal, la a șasea ediție și probabil ultima în această zonă. Okay. Seara apare? Aici. Nu. Aici. Sau poate schimb? Vezi? Într-un mesele grez sau într-o garnitura de culas? Garnitura de culas de mașina noastră. Deșertul tot să mă transformă și devin un emotiv, un romantic. Mi-a plăcut umezeala, umezelul, cum îi ziceam noi, și nisipul lipit peste tot, în plus nisip, mâncare cu nisip. Nisip, 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 nisip. Diran Can vă spune servus!